Boric merită, întrebarea, face ca întrebare retorică. Tatiana Niculescu umple, umple un loc care se cerea un plus la noi în, în scris. Și anume acesta al recuperării istoriei într-un mod extraordinar de agreabil și de atrăgător. Care va trece oceanul, este a fostului principi
moștenitor al României, Carol. Sau, în curtea palatului alt capitol, coloniștii au priză bună la palat. În curtea palatului regal, o mână de copii se fugăresc în pauza dintre două materii și chioatele lor răzbat până în cabinetul de lucru al regelui și până în calea victoriei. Printre ei apare adesea un băiat voinic, timid și lent în mișcări, vă dați seama, e vorba de Mihai. Asemenea începuturi care te plasează într-o atmosferă învălmitoare de roman sunt una dintre calitățile extraordinare ale scrisului Tatianei Niculescu. O altă calitate este aceea de a spune simplu o poveste complicată, pentru că povestea lui Carol și a Elenei Lupescu este cu siguranță complicată prin contextul istoric și prin forțele contrare care le-au schimbat tot timpul intențiile celor două personaje. Ori să știți că nu este un lucru simplu. Avem nenumărate exemple de cărți scrise cu o mie de paraziți care te împiedică să vezi scriptul principal. Tatiana Niculescu nu elimină asemenea drumuri colaterale, dar știe să le aducă spre fluxul principal cu o altă pe care pur și simplu le putem invidia, pentru că rare ori am văzut pe cineva să povestească atât de bine o poveste complicată. O calitate extraordinară a ei este și faptul că la o asemenea poveste pe care publicul larg n-a ferit-o de vulgaritate, ba din potriva împins-o în vulgaritate, mereu s-a vorbit de priapismul lui Carol, de aventurile lui cu prostituate și așa mai departe, ea a povestit-o fără niciun fel de vulgaritate. A spus lucrurilor pe nume, ca să spun așa, dar nu a căzut în scandal, în vulgaritate, deși asta vând bine, dacă făceai o carte de scandal, să vezi, ai fi vândut din prima clipă, nu știu câte zeci de mii de exemplare, scandalul bine. Faptul că a rezistat ispitei de a crea lucruri scandaloase și de a vulgariza anumite scene ține de un instinct superior al scrisului adevărat. Este așadar o carte care se citește cu plăcere, din care veți afla detalii foarte interesante despre epocă. Unul dintre ele, luat din Contesa de Waldeck, m-a atins pe mine în mod cu totul deosebit. De pildă, Elena Lupescu avea un telefon cu mai multe butoane în care îl putea găsi pe Carol la birou, în oficiu, în dormitor și la baie. Adică nu exista loc în care Carol să nu poată fi găsit cu telefonul de Elena Lupescu. Concluzia cărții Tatianei este, spune ea, că această poveste de dragoste, dincolo de toate lucrurile care se pot spune despre ea, ar fi cea mai frumoasă poveste de dragoste știută între oameni celebri, să spunem, cunoscuți din România. Sincer, nu știu dacă e așa, dar e adevărat că nu-mi vine pe loc în cap un contraexemplu. Am să mă gândesc și am să-ți spun dacă cumva voi găsi. Adică ar fi de discutat și poate că aș avea și contraargumente la acest lucru. Dar așa este prezentată această poveste și o să vă placă cu siguranță. La sfârșitul lansării pe care am făcut-o la Cismugiu, m-am întâlnit cu urmașa Elenei Lupescu și ea a spus un lucru care m-a pus pe gânduri. A spus Elena Lupescu și Carol au fost înaintea timpului lor. Au fost prea moderni pentru epoca pe care au trăit-o. Într-adevăr, în
luate cu mai multă distanță. Dar mă grăbesc să-i dau microfonul Alinei, care este nu numai un romancier extraordinar de bun, ci și un istoric, ceea ce noi nu suntem. Mulțumesc!